after two victories in a... It's here, I'm happy. Avem speranțe mari la acest joc, nu neapărat că jucăm cu Dinamo și era mult sub noi. Că nu era acea fază, nu știu dacă se marca vreun gol. Jocul așa curgea spre un 0-0. O greșeală copilărească, adică îl aveam față pe jucător. Sigur, era final de joc și mental era încărcat, dar Se întâmplă și la jucători mai mari. I'm happy because of all Dinamo family, about the players, supporters, about the staff. Din păcate noi n-am marcat în ultimul minut. It was six very important points for us and this is something where we can build on and continue to work hard to make our targets and to stay in the league finally.